Valentin Simion și-a ucis fratele Geamăn pe 2 februarie. Acesta a recunoscut fapta pentru a fi judecat conform procedurii simplificate ca să beneficieze de reducerea pedepsei. Ce-ați făcut? Ați omorât fratele? Aveți vreo vină? L-ați înjunghiat? Da. Ce s-a întâmplat? Cum a început totul? A început dintr-o ceată și m-a provocat, nu știu cum l-am dat. Vă da, l-o să zic. Ați dat cu cuțitul? Era ziua dumneavoastră. Da. Sunteți frații gemeni. Da. Și cum s-a întâmplat? A murit acum. Da. L-ați omorât? Regretați fapta? Da. Tribunalul Gorj l-a condamnat la 12 ani de închisoare și l-a obligat să plătească peste 10.000 de lei cheltuieli judiciare statului. Curtea de apel Craiova a stabilit astăzi o pedeapsă mai mare la cererea procurorilor. Majorează pedeapsa aplicată inculpatului Simion Vasile la 14 ani de închisoare. Menține celelalte dispoziții din sentința apelată. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Simion Vasile. Definitivă, a stabilit instanța din Bănie. Bărbatul va plăti și despăgubiri civile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, dar și Serviciului de Ambulanță Gorj, reprezentând cheltuieli de spitalizare și îngrijire medicale administrate fratelui său înainte să moară.